genul programului. Divertisment. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Astăzi mi-am dat demisia. Ce? Cine este? O să fie generalul tău, așa că liniștește-te. Nu știu, domnule, nu vreau așa ceva, domnule. Îți fac și eu ție un cadou, un implant mamar. Stai-mi, băiatule, n-ai șervețel să pui acolo, ce, Doamne iartă-mă. Enervează-te și dă cu mâna stângă și dărâmă înghețata aia de pe masă. Chiar m-a săturat. Atâtea glume cu gelul și așa. Mai dă un p*** măsii. M-am săturat, pe bune, chiar m-am săturat. Cine m-a tracut ca asta? E rudă cu Stoișcu. Și ce mă interesează pe mine? Poate să fie rudă și cu papa de la Roma. Vrei să fii soția mea? Strigă! Te iubesc! Vreau să fii soția mea! Tare, tare, bine! Tare. Ești de acord? Poate are nevastă și trei copii? Stai puțin, haide să rămân. Păi pe rugăciunea dreacului, tu te-ai uitat în oglindă de dimineață când ai plecat de acasă? Alegem? Eu aleg pe Iliescu, al patrulea mandat. Pe el, pe el. Pe el. Irina, gata, ne-a hotărât, îl alegem pe el. Astăzi avem o promoție și ați câștigat o masă din partea noastră. Oh. Trebuie să vină cineva cu mine să completeze niște formulare cu datele personale. Iau... Tu că ești mai bun. Okay. Eu până am scuzat, până în ochelari. M-a scuzat, da? Da, stai, da, liniște. Poftiți, hai, veniți. Nu vă speriați, nu vă speriați, okay. Intrați. Eu sunt Ovidiu, respect, Cristian. Suntem la emisiunea Faci Față, Faci Bani. În 20 de minute poți să câștigi 15 milioane. E soția din care? Nu. De ce? Eu sunt cu soacra afară. Ah, e soacra? Iartă-ne. De ce? Noi o să spunem în ureche o casă, tu te întorci la masă și o va trebui... Dar nu pot să fac treaba asta. Nu, e simplu. Cristi, e foarte simplu. Poți să câștigi 15 milioane în 20 de minute. Gândește-te, e o glumă. Nu știu cum reacționează, că n-am văzut. Orice soacră se bucură când ginele vine cu bani. Crede-mă, oricât s-a supărat în timp. Se bucură, noi am făcut farse până acum, nu știu cum să reacționeze. Păi nu, frate, vedem acum. Ok, hai de să... Deci ești de acord? Okay. Dom'le, vrem unul ăsta 15 milioane, nu-ți dai de acolo. E o provocare. Okay, e o provocare. Bine, hai să încercăm. Hai, baftă, baftă, Cristi. Mă, soacră? Mariana. Mariana. Mamă, ce m-a spăgat. Fii atent. O să-ți dăm portofelul ăsta, iar la mine, pentru că la un moment dat o să-ți punem noi să-l scoți și să arăți poza care ne umple. Mă auzi? Da? Mă auzi în cască? Ok. Ține portofelul, poți să-l auzi. Hai, perfect, ba, hai. Mă scuzați, am. Deci dacă băiatul ăsta scapă cu viață, de aici e mare lucru. Nu, că pare foarte simpatică soaga, cred că vom râdea mult. Păi da, foarte. Tu ai de să știi în ce o direcție va evolua. Deci are o privire de soacră vrândă. Am așteptat, noi cât am așteptat, dar uite că am rezolvat, că ne căsneam de atâta timp și nu reușeam să facem. Ne trimitea de colo-colo, bă, mai trebuie un act, bă, mai trebuie nu știu ce. Cristi, dacă ești gata, bate cu furculița în pahar. Da, eu cred că o să iau o salată. Foarte bine, ai văzut cum a fost atent, genial. Bine că s-a rezolvat într-un final. Și... Bun, începem prima rundă, pentru 100 de lei. Proba numărul 1, introduc în conversație expresia Alibaba și cei 40 de hoți. Îmi place cărciuma asta, așa? Da, 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 e chiar frumoasă, așa e. Eu știu o cărciumă care se deschise acum, ai Alibaba numai... și cei 40 de hoți, nu știu. Hai, nu mai prima ocazie o să mergem acolo. Bun, foarte bun! Unde e cărciuma asta Alibaba, că eu nu știu. Nu există, m-a inventat el. Alibaba și cei 40 de hoți? Cum mă, nu știu unde Alibaba și... Exact! Vis-a-vis de albă ca zăpadă și cei 7 pitici. E acceptabil. Da? Da, e o cărciumă foarte frumoasă. Dar tu când ai fost acolo? Am mai fost și eu cu niște prieteni, niște colegi de servicii, am mai... Bun, în 30 de secunde, te rog frumos, completează următorul proverb. Mâța blândă... Da, mulțumesc mult, apa la doamna și dar... Da. Păi știți cum e cu mâța blândă. Da, mâța blândă, păi... zgârie rău. Da! Bravo! Yes! Yes! Cristi! 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 Cristi!
mai departe. Ai un singur pas până a termina prima etapă. Trebuie să introduci în conversație expresia astăzi mi-am dat demisia. Mama, doream de mult să vă spun, dar... Astăzi mi-am dat demisia. Ce? Cum adică ți-ai dat demisia? Am vorbit cu șeful și... Stai. Cum adică să-ți dai demisia? Da, tu care ai un serviciu așa de bun, sigur. Unde mai găsești un ziua de azi, că sunt sute de șomeri, mii de Verdeață, unde nu e durere și nici întristare. Tu te-ai găsit să-ți dai demisia. Am găsit un loc cu Verdeață și nu e deloc întristare acolo. Și Verdeață, mai băiatule, mai bine că acolo nici nu cred că poate să existe. Măi, Cristi, eu te știam pe tine, okay, un băiat serios, cu capul pe umeri, ai și tu o vârstă. Cum adică să-ți dai demisia când țara e cum e? E în plină criză și atâția șomeri și atâția asta. N-aveai tu loc de muncă, sigur. Cu un salariu bun, unde vă mai găsești? Vă spun că aici e bine. Bravo, Cristi, bravo! Tocmai ai terminat prima probă, ai câștigat 100 de roni. Trecem la proba a doua pentru 200 de roni. Deocamdată mi-e bine așa. Păi acum, măi, când trebuie, vă trebuie și vouă bani de spital, de naștere, de botez, de toate alea. Cristi, fii atent, la următoarea probă... Pentru 200 de roni trebuie să faci de așa natură încât să vergi paharul de bere pe masă din greșeală și repede să desete să sorbi puțin de pe masă, de pe el, să o șochezi pe soacra ta, da? Tu te-ai găsit să-ți dai demisia. Ai așa bani puși deoparte să zici, domnule, mă culc cu capul pe bani și gata. Haideți, vă rog, să serviți un pic. Ce să mai servesc? Că m-ai terminat cu vestea asta. Un pic, așa. Un pic, salata e bună, dar vestea e foarte proastă. Doamne, băiatule, n-ai și de țel să pui acolo, ci Doamne iartă-mă. Ai zis cum s-a uitat și spune. Acum ce să fac, am făcut-o, am făcut-o. Te-ai la vârsta asta? Se mai întâmplă. Bravo, Cristi, ești extraordinar. Asta nu știu că trebuie să bei după masă. Ce mai bere în paha? Îmi tremură mâinile de emoție, mama, că... Aoleu. Acum... Să-i zici că nu-i treaba oilor de unde beau măgari. De pătuți, de căruți, de... Știți cum e? Nu-i treaba oilor de unde bea măgarul apă. Măi, Cristi, dar de când nu vorbești tu mie așa? Eu chiar te știam un om echilibrat, un om manierat, un om... Și acum vă că a luat-o razna de tot. Am mai făcut 1000 de nervi. Acum când mă bucuram și eu că am rezolvat cu actele astea, că totul o să fie bine, nu știu ce, tu, pac, îmi dau demisia... Mi-e bine așa. Ți-e bine așa, pe dracu. Eu nu știu, poate să fie bine. Pentru 300 de lei va trebui să scoți din buzunar portofelul și să-l pui așa ușor pe masă, să-l deschizi și să aduci vorba despre el cum că l-ai cumpărat soției tale. Trebuie să pui în balanță și să spui, domne... Vă place portofelul ăsta, mama? Mm. L-am luat de la un cetățean care venea la noi la serviciu, mai vine și acum. Dar dacă o să-mi plec de aici, am zis să-mi amintesc.